Da, cum știți, mâine președintele se pregătește să plece în Africa într-un turneu care să dureze 9 zile. Noi am vrut să vă prezentăm câteva din posibilele atracții turistice, dar desigur președintele însuși acolo să facă turism, nu cumva, nu. N-a făcut nici în alte părți unde s-a dus. O să aruncăm o privire asupra agendei domnului președinte în acest turneu african. Cât despre avion, avionul cu care va călători de data asta Klaus Iohannis pentru această deplasare în Africa, e unul foarte bine dotat, are inclusiv duș. Am mai fi vorba între noi, ăsta care are duș, n-ar fi o problemă că se duce până în Africa. O problemă era ăla cu dormitori și duș până la Bruxelles, deci un zbor de 2 ore pe care președintele a dat 200.000 de euro. E vorba de un avion Gulfstream G550 închiriat de la Global Jet Luxemburg, acea firmă de avioane de lux la care recurge mereu administrația prezidențială, fără să ne spună nouă, George Râpă, câți bani dă pe aceste zboruri. Întotdeauna le rămâne jurnaliștilor și experților să calculeze, pentru că administrația prezidențială ține secretul bine păzit, invocând niște legi care de fapt nu există. Programul la radio în Coreea de Nord începe la ora 8 dimineață și cel care vorbește, speakerul, spune: președintele nostru Kim Jong-un s-a trezit, să ne trezim și noi. Președintele nostru se spală pe față, să ne spălăm și noi pe față. Președintele nostru se așează la masă să mănânce, să-i urăm poftă bună. Ce să zic, să-i urăm și noi, domnului președinte, zbor plăcut. Pe mine niciodată nu m-au interesat costurile acestor deplasări. Mi se pare că dacă ești o țară care te respecti cât de cât, și am susținut mereu că România trebuie să cumpere nu unul, ci chiar 2 avioane, nu prezidențiale, ci care să deservească instituțiile, oamenii importanți din statul român. Deci problema nu este de cost, problema este de ce obții în momentul în care mergi acolo. Pentru că anul acesta președintele nostru a avut un turneu de 10 zile în America Latină, în care cred că a avut întâlniri oficiale timp de 3 zile, 3 din 10, printre care, știți, primarul sau viceguvernatorul din Rio de Janeiro... Ceva nu era viceprimarul din Rio de Janeiro, primarul era puțin ocupat. Viceprimarul, da. S-a văzut cu prietenul nostru, Bușduveanu, sau că nu știu cum îl cheamă pe cel de la USR. Deci, în fine, nu merita. Problema este, în momentul în care te duci acolo, trebuie să vii cu niște contracte. Trebuie să, dacă vrei să pari serios, trebuie să iei un avion nu cu 20 de locuri de fițe, ci trebuie să iei un avion cu 200 de locuri în care să bagi în spate 180 de oameni de afaceri. 180 de oameni de afaceri care să se ducă să vadă, bă băieți, ce mină mai aveți pe aici, pe care poate n-au luat nici nemții, nici francezii, chinezii și rușii. Nici chinezii, da. Nici rușii, hai poate mai găsim ceva, un baobab, poate, nu știu, o cultură, o cafea, ce aveți voi aici, poate facem niște business, că uite, noi avem niște oameni de afaceri care vor să investească aici la voi. Ori în momentul în care tu te duci singur și vii cu niște acorduri de tipul smurd din România va acopera cu smurdul din Brazilia, păi în momentul ăla pare total neserios. Sunt sau niște... te întrebi de ce era nevoie ca președintele să facă o deplasare până acolo pentru așa ceva? De ce nu se putea duce Arafat, de pildă, până acolo? Sau de ce nu se putea duce un ministru al internelor până acolo? Normal, când faci sau o astfel, de ce nu se putea faci o astfel de discuta vizită, prin e-mail? La nivelul, despre asta. Da, prin vorbe. În momentul în care ai o vizită de genul acesta, în mod normal, ministerele din România, Ministerul Economiei, de exemplu, da? Ar trebui să aibă niște chestiuni gata negociate cu ministerele din țările acestea. Adică președintele să meargă doar să pună semnătura și să ridice foaia să zică, iată, contract de 3 miliarde perfect. De dolari. Acum putem să ne imaginăm, sigur, că Brazilia e altceva decât Cabo Verde sau decât Senegal. Nu că să ne imaginăm, chiar e altceva. Și te poți gândi că, domnule, indiferent de gafele făcute, de faptul că te-a primit viceprimarul din Rio de Janeiro și nu primarul și așa mai departe, măcar e Brazilia. Adică ai cu siguranță la ce să te aștepți în materie de schimburi bilaterale. Dar cu Cabo Verde și cu Senegal, totuși mă întreb cum o fi. Sigur, strategia asta de parteneriat o face președintele. Eu nu-l întreb ce are în vedere când o face, eu ca român îl întreb ce rezultate are în urma proprii strategii. Și sunt niște aspecte care ar trebui clarificate. Că deplasările astea sunt foarte scumpe sau scumpe, este o discuție. Dacă e una importantă, ascuns, domnule deputat, în momentul ăsta în care ne scotocim prin buzunare de banii de pensii. Eu nu spuneam că e o discuție, nu că e inexistentă. Dar faptul că pui o opacitate asupra acestor costuri, ascunzi. Administrația prezidențială nu publică aceste costuri nici măcar la cerere.
În același timp, domnul Ciolacu spune să strângem coreaua și ei la guvern strâng o gaură, românii strâng cu 6 găuri, pentru că ceea ce contribuie românii din creșterea de taxe este de vreo 6 ori mai mult decât ceea ce se preface guvernul. Din pix, domnul Ciolacu dă administrație prezidențială 7 milioane. Din pix, așa. Că se duce în vizite de 2-3 zile, de 10 zile acum și nu ne spune nouă ce a rezultat, că e o chestie încă de discuție, și asta poate să fie acceptabil. Dar de vreo 10 ani, din toate vizitele astea, nu, ce s-a întâmplat în România? Uitați-vă la conferințe de presă de la Casa Albă, de la Elize, uitați-vă la premierii Marii Britanii, oricare ar fi. În momentul în care fac o deplasare și cheltuie banul public, nu contează unde se duc, poate să ducă și până... Eu încercam până să elimin tot ce poate fi discutabil și mai rămâne un calup extraordinar de semnificativ asupra căruia nu poate exista nici măcar o minimă apărare și care nu există în spațiu public cu nimic. Mie mi se pare că domnul președinte Iohannis pur și simplu are așa o autosuficiență, se uită din vârful unei piramide la români. Zice, băi, dar mă deranjează că vi se pare vouă curios să aflați, mă duc eu nu știu unde. Fac o paranteză aici, apropo de ce ziceați cu alocarea suplimentară de vreo 6 milioane, aproape 7 milioane de lei, deci 1,3 milioane de euro, foarte rapid au plecat la administrația prezidențială, dacă mai aveam nevoie de vreun argument că președintele Iohannis și cu premierul Ciolacu sunt într-o mare prietenie peste capul PNL-ului și al lui Ciucă și al lui Rareș Bogdan și al tuturor voicăritorilor de la televizor, care se întreabă probabil, doamne, noi cui am rămas? Păi... S-au înțeles greu. Cred că e destul de limpede, nu? Că în momentul în care, ca premier social-democrat, dai cu atâta ușurință acești bani președintelui, fără să crâgnești și înainte, sărind coada, când așteaptă o grămadă de alții la rând, cred că e destul de clar, nu? Mai avem vreo da, și Ciolacu ca și Ciucă nu prea vrea să-l supere pe Iohannis. Asta este în mod evident. Adică nu... jocul acolo e. Cred că ne-am lămurit cine joacă, de fapt, în țara asta. Da, exact. Asta e adevărat. Problema este că în niciuna dintre aceste călătorii ale lui Iohannis, într-adevăr, nu există niciun rezultat. Noi nu știm. În mod normal ar fi trebuit ca după această călătorie să vină să dea o dare de seamă, să spună public, uite, am fost acolo, am luat atâția oameni de afaceri cu mine, am încheiat atâtea contracte și foarte bine că și în Africa, pentru că, până la urmă, Africa poate să fie o piață de desfacere foarte bună pentru produsele românești. Nu suntem noi la fel de performanți să ne ducem cu produse în vest. Dar în Africa ne putem califica. Până la urmă, România are în continuare o imagine bună în Africa de pe vremea lui Ceaușescu. De ce să nu exploatăm acest lucru? Și iată, Iohannis se duce și ia 20 de oameni de afaceri cu el, exact cum spuneai și tu, cu așa, și facem afaceri. Ori aici... Vedem o vizită la un liceu de fete și pare așa o vizită exact într-un sens de ăsta dictator, de cum vine, vizită la liceu de fete, vizită la clădirea unde vor fi reședințele ăsta, unde vor fi sediile organizațiilor ONU. Ce relevanță, de ce ar trebui să se ducă președintele României la un liceu de fete din Africa? Nu înțeleg, ce obținem cu asta? Liceu de fete și aici, în București. Da, sau că se inaugurează o clădire a reprezentanței ONU în Senegal și se duce președintele României acolo. Asta cu cine ajută pe noi? Asta e și întrebarea vorba mea. Lui Dragnea, nu? Cu cine ajută pe noi chestia asta? Hai să ne uităm la asta cu liceul de fete. Este în Kenya. Kenya nu e Afganistan. Adică, departe, nu? Ai zice, domne, pentru prima oară fetele din Kenya au acces la învățământ. Nu e cazul. Kenya e, până la urmă, o țară stabilă din Africa. Iată, ca dovadă, și aceste are un sediu regional, Organizația Națiunilor Unite, acolo, că tot vorbeam. Faci paradă de liceu de fete și tu ca președinte duci la liceu de fete să ce? Că nu înțeleg. Păi exact asta lipsește. Vedeți, dacă înainte de fiecare vizită vine președintele și spune, uite, o să fac un turneu în Africa, obiectivele administrației prezidențiale în acest turneu sunt următoarele, și după aceea când te întorci vii și spui, am efectuat vizită în Africa, am realizat obiectivele pentru care am mers, și atunci noi n-am mai avea ce să discutăm în legătură cu asta. Dincolo de costurile unor astfel de călătorii, care sunt legitime și indiferent cu ce zboară sau ce, eu știu, mijloace de transport folosește, putem discuta despre lucrurile astea. Dar noi trebuie să știm, statul român este o instituție. Este o instituție, cea mai înaltă instituție a statului român, care trebuie să comunice la nivelul instituției respective. Și atunci, faptul că, uitați-vă, la administrația prezidențială nu mai avem purtărul de cuvânt. Nu mai e nimeni să vină să comunice, să... Sunt niște elemente, cum să vă spun, de bază. Da, apropo de asta, ca să vă știți că este Iohannis are mai un an și va fi, cred că, singurul președinte din istoria României, să spunem așa, care nu a dat niciun interviu, nici măcar la televiziunea și radio public.
Deci nu o zic la privat, la hai să zicem, dar nici măcar la televiziunea publică n-a dat niciun interviu. Al doilea mandat, nu mai țin minte în primul mandat, dar în al doilea mandat sigur nu a dat niciun interviu la televiziunea publică și la radio public. În Parlament odată. Nici măcar în Parlament n-a venit odată. Tocmai. Tocmai. Adică ce vorbim, ce așteptări să avem? Interviu la corespondentul TVR Sibiu sau TVR Timișoara, îmi cer scuze, dar a fost o șuietă prietenoasă, da, nu, adică n-a fost interviu, a fost... Da. Bun. Dincolo că... Ce mai rost să ne întrebăm ce reflectă asta, atitudinea asta a președintelui, că cred că deja ne e cam limpede tuturor. Ne-am prins după 9 ani. După aproape 4 ani din al doilea mandat, hai că în primul mai puteai să mai zici că un alta, dar acum cred că ne e clar. Nici în primul. Da, cam cât din, se închisește domnul din Iohannis. Din nefericire pentru președintele Klaus Iohannis, cred că, tocmai ne apropiem de sfârșitul celor două mandate, cred că nu lasă nimic în urma lui. Fiecare președinte a lăsat ceva pozitiv, inclusiv Ion Iliescu. Ion Iliescu a lăsat aderarea la NATO. Sunt doi Ion Iliescu. E cel 90-96 și cel 2000-2004. E, Iliescu ăla din 2000-2004 a dus România înainte. Traian Băsescu, uitați-vă cum arăta România în 2004, cum arăta în 2014, cu totul altceva. Klaus Iohannis nu știu dacă are, pe zona lui cel puțin, pe justiție, pe politică externă, nu avem absolut nimic. Nimic. Absolut nimic, nu lasă nimic, absolut nimic. Și cred că cel mai deranjant este faptul că a stabilit un etalon de acțiune cu poporul român, pentru că mi-e teamă că cine va veni după va folosi exemplul președintelui Iohannis pentru a funcționa pe mai departe la fel. Ceea ce ar fi extrem de îngrijorător pentru fragila democrație. Că Iohannis e într-un fel, dacă ar veni Ciolacu președinte, cu siguranță n-ar face, că Iohannis că nu s-ar putea abține. Nu știu, mă gândesc, sau eu știu. Da, doamne. Pe agenda președintelui de mâine figurează așa, la 9 întâlnirea cu președintele Keniei, după care la 13:30 o depunere de coroane de flori la mausoleul Jomo Kenyatta și după aia acea vizită la sediul Națiunilor Unite din Nairobi, unde, atenție, președintele se întâlnește cu directorul executiv al programului ONU pentru mediu. Acum, ok, bun. Cum să zice că asta ar putea fi? O să zici că ar putea fi... Ai putea să găsești ceva acolo, domnule. După nu care... E, nu e, care... Da, nu, dar să zice că poți să te găsești ceva, măcar, domnule, mediu, dezbaterea acum cu mediu. Adică, haide să ne gândim, domnule, ok, mergi în Africa. Trebuie să ducă în aerul pentru asta. Ce obiective ai? Care sunt obiectele de discuție? De ce te duci acolo? Exact. Pe mine asta m-a interesat să știu și... Poate România să furnizeze, de pildă, soluții de energie verde pentru Africa, de alimentare cu apă pentru zonele... Da, luați un om de afaceri care produce, nu știu, ceva... Nu știu, întreb și eu, că zice că lucrurile mediu poate, și Africa. Sigur că adică România poate oferi soluții în multe industrii. Da. Să știți, România, păi pentru zic. Africa, poate oferi soluții. Era atât industrie. De greu că, uite, noi aici, în 5 oameni... Dar nu se ducea președintele ca să găsească soluții pentru Africa... Că soluții pentru Africa de genul ăsta de care spui tu, nu trebuie să ducea, adică președintele era, să zicem, doar ăla care deschidea ușa, nu? Că după aia lăsa specialiștii să negocieze, dar nu e niciun specialist în avionul ăla, bănuiesc, nu? Care să discute despre mediu. Pilotul e specialist. Da, maxim, da. Singurii. Exact. Între ziua de mâine și ziua cu vizita la liceul de fete, care e singurul eveniment din ziua respectivă, vizita la liceul de fete, de joi, e ziua de miercuri care e liberă. Nu știu, dar și eu când plec în vacanță să mor, am un program mai activ decât domnul Iohannis. Adică la fel a fost și în vacanțele mele America... private, mă plimb mai mult. Mă vizitez mai multe obiective decât domnul Iohannis. La fel a fost și în America de Sud, Răzvan. Au existat niște pauze, niște găuri în program, care nu știm ce s-a întâmplat, dar bănuim totuși că s-a întâmplat ceva. Țările astea sunt celebre pentru faptul că aici se face cel mai bun turist tip safari. Asta e o realitate. Dacă intrați astăzi Safari, Kenya, Africa, Tanzania, cel puțin, aia e. Exact, da. Kenya, Tanzania, pentru că sunt și țări sigure. Cel puțin în Tanzania vezi anumite animale care nu mai sunt în alte zone. E frumos, e foarte frumos. De aceea ziceam mai devreme să-i urăm poftă bună domnului președinte. Pentru că, în realitate, despre asta este vizita. Adică, eu aștept totuși în Statele Unite. Știi că eu urmăresc foarte mult Statele Unite. Pentru fiecare dolar din bani publici care se cheltuie, există o justificare. De la sediul poliției din nu știu ce, orășel cu 2000 de locuitori până la Casa Albă. Ori președintele Iohannis niciodată nu a justificat banii pe care i-a cheltuit. Nu mai zic de faptul că problema asta nu era neapărat de justificare, ci problema noastră era să-și facă treaba de președinte. Asta e principala problemă. Dacă tot nu și-a făcut-o, măcar să ne explice, bă, uite, am încercat să fac cu aia ceva, n-a ieșit, dar uite, a ieșit treaba asta. Nici măcar discursul ăsta nu l-are cu noi, să zică, bă, atât pot. Pentru că, până la urmă,
Ceea ce mi se pare cu adevărat interesant este că PNL-ul, care e gata să justifice orice fel de gest al președintelui, în speranța că președintelui îi mai pasă de PNL, nici acum n-a găsit nimeni de cuvință să comunice nici despre chestia asta. Înainte mai sărea un ajutor colegii noastre, domnule Vâlceanu. Da. Mai ziceau și ei, domnule, președintele se duce acolo să nu știu ce. Chit că fabulau sau spuneau ce ar fi crezut ei că e bine să spună. Acum văd că nimeni, toată lumea e în beznă în legătură cu... Da, pentru că a și fost oferit programul vizitei. Și pur și simplu nu ai de ce să te legi din programul vizitei. Și încă încercăm să ne dăm seama din multele pagini ale comunicatului despre ce figură. Exact, un ajutor, pentru că noi văzând abordarea asta la USR, am depus un proiect de lege care să-l oblige să publice astfel de lucruri și am cerut punerea pe ordinea de zi săptămâna trecută, când PNL a votat împotrivă. Adică a fost un mic ajutor așa să țină aura asta de președinte departe de ceea ce România așteaptă să vadă cum se cheltuiesc banii și ce întoarce pentru banii respectivi. Aș vrea să ne uităm, ca să fim imparțiali, și la niște deplasări ale parlamentarilor. Că a venit acum bilanțul primei jumătăți de an, ocazie cu care am aflat că parlamentarii au cheltuit 142 de milioane de lei în total pe salarii, deplasări și telefonie mobilă, iar partea cu deplasările înțeleg că este de 150 de milioane de lei pe primele 6 luni. A, cele 142 sunt în intern. Deplasările ale parlamentarilor, 150 de milioane de lei în primele 6 luni ale anului, deci vreo 30 de milioane de euro. Eu cred unde că pleacă, domnule deplasări... Luceanu, unde pleacă, domnule Viruță? Dar cred că la deplasări intră și sumele forfetare pentru transport. Da? Și le primesc doar parlamentarii care au circumscripția în afara Bucureștiului. Deci există această sumă, e vorba de 1400 de lei pe lună, pe care o primește fiecare parlamentar care nu are circunscripție în București. O primești pentru transport. Cred că în această sumă intră și acele sume. Unde deci nu pleacă e... și de ce pleacă? Bun, cei mai mulți pleacă în acea diplomație parlamentară. Adică sunt președinți sau vicepreședinți ale grupurilor de prieteni cu alte parlamente din lume și sunt vizite, să spun așa, obișnuite. Se duc parlamentarii români, vin parlamentarii străini, încoace, e diplomația parlamentară. Fără de care nu putem. Aspectul de socializare e prea puțin pentru suma respectivă. Eu aș fi vrut să văd un regulament la Parlament care măcar să justifice de ce parlamentarul ăsta merge acolo și care e asocierea pregătirii lui profesionale cu agenda de acolo. Nu știu, mergi la o întâlnire în Germania să vezi cum fac ea tranziția de la eolian la cărbune, că ea fac tranziție inversă. Și acolo se duc niște oameni care, nu știu, înțeleg minim despre ce e vorba acolo. Pentru că sunt deplasări ale parlamentarilor în care efectiv se sare rândul unui parlamentar că nu știe să se prezinte în limba engleză. Și de jenă se sare la următorul sau peste 2-3 care reușesc să spună cum îi cheamă. Asta nu e o imagine bună pentru România. Faptul că Parlamentul României deschide niște punți s-ar putea să fie o chestiune utilă și cred că e utilă dacă realmente ar fi așa. Dar acolo se duc pur și simplu pe algoritm politic câte locuri ai tu, câte locuri ai tu, câte ai tu. Nu de ce tu și ce întorci de acolo. Vină la grupul parlamentar să faci o sesiune de plen dedicată dării de seamă pentru acele deplasări. Dacă tot ne uităm la rezultatele pe care nu le cunoaștem ale vizitelor prezidențiale, de ce nu ne-am uitat și la rezultatele vizitelor parlamentare, nu? Ce obțin parlamentarii? Adică ce înseamnă diplomația asta parlamentară? Să știm și noi pe ce dăm banii. Ce se întâmplă în urma acestor întâlniri? Dar să știți că faci un raport. Faci un raport. Așa. Eu am fost într-o astfel de vizită în Lituania, la Vilnius, în mandatul trecut, pentru că eram președintele grupului de prietenie cu Lituania. Și la finalul vizitei să faci un raport cu lucrurile discutate. În mod excepțional, dumneavoastră v-ați scos că e Lituania și că e războiul și Ucraina. Nu, dar să știți că dincolo de aspectele astea sunt lucruri interesante, pentru că, de exemplu, ne-am întâlnit cu ministrul muncii de acolo, din Lituania, și la noi se dezbătea atunci legea pensiilor, aveau și în dezbatere legea pensiilor, făceau un schimb de informații, de experiență. La să o țară că... cât București e. Da, e adevărat, că... dar nu, până aici la urmă chestiunea sunt n-ar trebui să fim totuși de scrupuloși. E legitim ca parlamentarii să călătorească în alte țări și să, nu știu, să facă schimb de experiență sau să vadă lucruri. Și eu m-am întâlnit anul ăsta, de exemplu, cu o delegație de parlamentari germani care vreau să vadă cum funcționează în România, nu știu, eu m-am întâlnit pentru că vreau să vadă cum funcționează societatea civilă.
de exemplu, și erau patru parlamentari care și-au notat, s-au întâlnit cu patru reprezentanți a ONG-urilor și au discutat și, mă rog, după aia și cu reprezentanții ai autorității, ai guvernului, ai mai multor, să chiar al Parlamentului. Deci, în sine, ideea că parlamentarii pleacă, adică noi avem tendința asta de a, pentru că, într-adevăr, suntem, pentru că politicienii sunt pe ultimul loc la încredere și pentru că, pentru că există această percepție despre Parlament, că, de fapt, nu face mare lucru, nu se întâmplă nimic, să spunem, domnule, dar unde pleacă parlamentarii? Nu toți cred că pleacă în vacanțe. Din noi aceeași chestiune ca într-adevăr ca și la Iohannis, că noi nu mai aflăm rezultatele, nu știu, poate ei le dau, dar nu mai ajung și la public, nu mai ajung la public rezultatele acestor vizite. Și nu știm dacă ei de cu adevărat s-au dus acolo să facă ceva sau s-au dus în vacanță. Uite o altă întrebare la care căutăm răspunsul după aceste multe întrebări cu ce o face președintele, ce o face parlamentarii și așa mai departe. Cu ce ajutăm Ucraina? Iară ne-a menționat, iară ne-a băgat în găleată președintele Zelenski menționând aseară România ca furnizor de ajutoare pentru Ucraina, de ajutor important militar. Deci a doua oară când o face, iar ne prinde pe noi chestia asta în offside că nu știm ce să spunem sau nu vrem să spunem nimic. Și atunci întrebarea este, oare ne-am apropiat de răspunsul cu ce ajutăm noi pe ucraineni? Dacă tot insistă Zelenski să ne treacă acolo pe listă și noi nu vrem? Nu cred că ne-am apropiat și s-ar putea să nu ne fi apropiat pentru că poate că nu suntem o democrație. Vă amintiți interviul pe care l-a dat domnul Laurescu anul trecut BBC? Și jurnalistul de la BBC îl întreabă, doamne, dar ok, voi cu ce ajutați exact Ucraina? Și zice, doamne, nu că la noi statul român, noi am decis să nu... Și omul ăla de la BBC, apropo de cheltuieli și așa mai departe, ne întreabă, dar România nu e o democrație? Cum ai că voi nu spuneți publicului vostru cu ce ajutați? Și în continuare, statul român se comportă ca și domnul Laurescu s-a enervat atunci. Era foarte nervos. Tot foarte nervos și chiar îl... Păi când te-a crescut la sân Adrian Năstase, crezi și eu că te enervezi când te întreabă omul cum e cu democrația, că și Adrian Năstase cu 20-25 de ani se enerva când întrebau oamenii de prin Europa Occidentală de ce guvernează țara așa. A fost șocant atunci ca un ministru de externe, care totuși are în fișa postului să vorbească, chiar și dacă, hai să zicem, nu spune multe lucruri, țara, da, dar să vorbească, să arate deschidere, uitați-vă. Să fie diplomat până la urmă. N-a fost deloc diplomat, nici la propriu, nici la figurat. L-a beștelit pe reporter respectiv, n-auzi, domnule, că nu vreau să vorbesc, gata, nu mă mai întrebați chestia asta. Da, vestea proastă este că războiul din Ucraina va mai dura încă mulți ani de acum încolo. Dacă la un moment dat părea că sfârșitul ar putea fi undeva în toamna anului acesta, se pare că anul viitor nu va exista finalitatea și ne vom duce în 2026 cel puțin. Se pare că și statul român a ajuns totuși la concluzia că Ucraina nu pierde neapărat războiul ăsta, pentru că la începutul conflictului exista perspectiva asta destul de adânc înrădăcinată în statul român. Dar în continuare românii, pentru că vedeți, vine domnul Ciolacu și ne zice printre altele că deficitul se datorează și faptului că ajutăm Ucraina. De foarte multe ori ne-a zis asta. Domnule, ajutăm și Ucraina, nu știu ce. Uite-mă, dar când apar topurile internaționale cu cât ajută România, Ucraina, noi suntem la 0,1% din PIB, 0,2% din PIB. Apropo, sunt țări baltice cu 1% din PIB. La 1% înțeleg, să pună la deficit. La 0,1-0,2% e o prosteală. E adevărat, pe la noi trece armament, pe la noi vin către Ucraina, trec grâne. Sunt foarte multe lucruri pe care România cu adevărat le face. Dar de ce să nu spunem asta? Ne mai dă un indiciu președintele Zelenski, deși acum, mă rog, din discursul ăla că putem să extragem exact. El a menționat o listă de țări care au contribuit la apărarea antiaeriană. După care a enumerat niște sisteme. Patriot, NASAMS, IRIS-T, Raven, Hawk și alte sisteme de rachete care ajută la apărarea antiaeriană. Acum nu e clar dacă România a dat vreunul dintre astea enumerate sau altceva, pentru că Patriot n-a dat cu siguranță. Cred că aici putem fi... Fermin a spune că de-abia le primim noi, așa cu țărâita, bateriile Patriot ca să le dăm ucrainenilor și înțelegem că nici americanii, mă rog, nu aveau asta în plan ca noi să dăm astea ucrainenilor. Și atunci ce le dăm, Răzvan? Niște sisteme sovietice din alea pe care le mai avem și noi? Nu știu. Oare? De unde să știu dacă au secretizat? Noi am tot insistat pe chestia asta să desecretizeze. Habar n-am ce le dă. Nu știu ce le dă, din păcate. Și ar fi trebuit să știm ce le dă. Pentru că eu nu știu ce își imaginează, nu știu, eu am aboneală așa că politicienii români
un pic lași și imaginează că dacă spun publicul ce ajută, nu știu, Ucraina, poate totuși Rusia câștigă și vine aici Putin și zice, care ați ajutat, mă, Ucraina, ia hai. Și, adică asta cred că e o percepție. Un fel de să juc, să fim și cu fundul în două luntri, mă scuzați. Da? Adică să nu ne punem chiar așa de rău cu rușii și să spunem direct ca Polonia, domne, ajutăm, facem asta, sau nu știu ce, dar... totuși să-i ajutăm, că na, trebuie, suntem în NATO și da, suntem un pic de la spate. Eu am luat-o prin eliminare deci, cumva cu sistemele astea. Mai puteau fi sisteme ceva mai vechi, dar modernizate, zic experții, rachete Hawk, tunuri Oerlikon sau blindate Gepard, care au și tunuri antiaeriene. Eu știu doar atât, dacă deci am mai spus asta, eu știu că de cele mai multe ori România a ajutat Ucraina împinsă de la spate, pentru că există în Ministerul de Externe cel puțin, dar nu numai, în aparatul, chiar și în serviciile secrete, există un era un curent anti-ucrainean foarte puternic până să înceapă acest război din cauza disputelor din trecut cu Băstroie, cu minoritățile, cu toate astea. Inclusiv domnul Aurescu avea o poziționare foarte mult anti-ucraineană. Omul nu depășise povestea cu insula Șerpilor și cu ce mai a fost el implicat acolo. Deci cumva România oricum a ajutat mult Ucraina, asta e clar, a ajutat-o împinsă de la spate. Și cred că, oarecum, cred că politicienii români, sau mă rog, Iohannis și cine au decis, cred că s-au temut un pic și de reacția publicului, pentru că, într-adevăr, sprijinul pentru, sau mă rog, a existat o temere inclusiv a publicului, că dacă noi... În momentul în care 90% dintre români identifică Rusia... Nu, dar exista această temere, la cel puțin la începutul războiului, că dacă noi ajutăm prea mult Ucraina, rușii o să dea o bombă nucleară aici. Și atunci mai bine să nu, că nu se știe. Asta era propaganda rusă în care... Da, populația era o temere, că eu am un prieten, sigur, nu e relevant statistic asta, dar erau oameni care se uitau, uite câți metri am până la o stație de metro. Și mă gândesc că politicienii au încercat, scuze și termin, înțeleg că politicienii, sau mă rog, Iohannis și cred că au avut o strategie de genul, hai să nu panicăm populația, că noi ajutăm prea mult Ucraina și dau ea cu bomba. Mă gândesc că asta ar putea fi o explicație. Lipsa asta de transparență e o particularitate a României, că dacă la nivel NATO, din care și România face parte, s-ar fi luat o decizie de a nu se comunica din strategii militare, din avantaje ale inamicului, din diverse motive militare, ai putea să înțelegi. Însă vedem că toate celelalte țări care au ajutat Ucraina și sunt membre NATO au făcut o listă destul de punctuală cu privire la ajutorul dat. România este singura țară care folosește ajutorul dat Ucrainei doar ca scuză pentru problemele economice interne. România nu spune cu cât a ajutat Ucraina, dacă o fi ajutat-o financiar, dincolo de relația asta de vecinătate, de drept de servitute, oarecum exagerată exprimarea, cu bani. Tu spui că ai probleme cu sistemul energetic, spui că ai probleme cu grânele, spui că ai probleme cu prețul la combustibil, spui că ai probleme cu deficitul, pentru că ajuți Ucraina, dar toate problemele din România se cauzează doar acestui aspect necunoscut. Guvernul României ce mai face atunci? Să plece în vacanță până se termine războiul din Ucraina și românilor să li se spună că tot ceea ce nu se întâmplă în România sau se întâmplă prost este din cauza umbrelei Ucraina. Nu merge. Da, ar mai fi sistemele vechi sovietice, probabil cea mai plauzibilă ipoteză, că asta le dăm de fapt, rachete OSA, Strela, Volkhov sau tunuri antiaeriene. Și mai e ceva din estimarea asta a specialiștilor consultați de presă, de colegii de la Hot News, că le-am dat informații colectate de rețeaua noastră de radare. Și aici mă amuză un pic pentru că noi nu vedem dronele. Asta vreau să zic, adică ce informații de pe radarele noastre am putea să le dăm, că ori sunt atât de secrete încât nici noi nu le-am folosit, ori mă întreb cât se pot baza pe ele, acum, serios. Acum, ce vreau să vă spun? Războiul în zilele noastre se duce la un alt nivel tehnologic. România, eu am făcut armata la antiaeriană. România are niște rachete antiaeriene rusești de generația 1, 2 și 3. De exemplu, în Iugoslavia, în timpul războiului din Iugoslavia, sârbii au tras cu generația 4, 5 și 6 și nu au reușit să dobore niciun avion. Vorbind de mijlocul anilor 90. Da. Gândiți-vă, ei le aveau 4, 5 și 6, noi le avem acum în 2023, parat de generația 1, 2 și 3. Bun. De asta știu. Na. Și nu cred că am mai luat tehnică militară rusească între timp devenind țară NATO. Deci asta zac pe undeva și acum am zis noi le zac, le dăm lor. Știu eu, se mai trăgeau la capul media cu ele atunci când existau acele exerciții pe care le făcea armata română, dar și mai există o legendă că la Revoluție, în Târgu Jiu, s-ar fi tras cu rachete din asta și a picat
N-a explodat și a picat ca un... Nu știam să fie explodat ceva. Ca un corp pe pământ. Dar e o legendă, nu știu dacă e adevărat. Oricum, este clar că nu putem oferi tehnică militară, pentru că, din câte știu eu, aceste rachete merg undeva până la 4-5 mii de metri, ceva de genul ăsta. Mai mult nu... Poate fi munite de asta la sisteme de armament din România, care fabrică gloanțe pe la... Și nici nu cred că mai... Să știți că nu cred că mai sunt în folosință, adică nu cred că mai... Și cred că de asta a făcut schimbul de armament și în Ucraina. Deja au primit armament NATO, care nu știu dacă mai folosește... Au în continuare artilerie mistă, sovietică, care necesită... Da, probabil că necesită mentenanță, necesită lucruri cu care putem ajuta. Și bombele, rachetele... Bobuzele astea? Bobuzele, da. Posibil. Ideea este, noi am cam arătat aici un trend, pentru că... Exact, asta vreau și Noi am avut tradițional o industrie de apărare bunicică. Nu am făcut niciodată high-tech. Eram la nivel de Kalashnikov și chestiuni de genul acesta. Dar în momentul în care a început războiul, dacă în România se făcea un plan real, în care te duceai la Bruxelles, te duceai la Washington și ziceai am nevoie de 2, 3, 4, 5, 7 miliarde de dolari și eu vă asigur că începând cu luna a 14-a voi reuși să livrez atât Ucrainei sau celorlalte state NATO, eu cred că primeai această finanțare. Problema este că nu. Nu numai, dar gândiți-vă că toate țările care ajută Ucraina vor avea un rol ulterior în reconstrucția Ucrainei. Ori România, la cât cunoaștem noi că a ajutat, nu știu dacă poate avea un rol important în ceea ce va fi interior. S-ar putea să vedem adevăratul rol al României în ajutor când nu vom fi la masa reconstructă și atunci o să fie metoda corectă, o să fie chitanța corectă a ajutorului. Imediat ce revenim, după publicitate, vorbim despre ce se întâmplă în Israel, în Gaza, date terifiante despre numărul civililor uciși, probleme enorme cu spitalele și cu toate astea, fricțiunile dintre premierul Netanyahu și diversi lideri occidentali par să continue. Despre ce e vorba imediat. Cel mai mare spital din Gaza a încetat să mai funcționeze, iar numărul deceselor în rândul pacienților e în creștere, spune șeful Organizației Mondiale a Sănătății. Spitalele din nordul fâșiei Gaza, inclusiv complexul Al-Shifa, unde sunt mii de pacienți internați, abia reușesc să îi îngrijească pe cei din interior. Personalul medical spune că 3 nou-născuți au murit, iar mulți alții sunt în pericol din cauza întreruperilor de energie electrică. Israelul spune că Hamas are centre de comandă sub și în apropierea spitalelor, dar iată că aceste plângeri ale celor de acolo au ecou chiar la vârful Statelor Unite. Președintele Joe Biden a cerut azi Israelului să protejeze principalul spital din Gaza. Sper și mă aștept la acțiuni mai puțin intruzive asupra spitalului, spune Joe Biden. Spitalul trebuie să fie protejat. E un nou episod, George Rupă, din seria fricțiunilor dintre Statele Unite și Israel, că vedem tot timpul recomandările astea. Nu sunt prea fricțiuni. Mult, prea dur, nu. Pauze umanitare, încercați să-i menajați pe civili. Strig pe spital, acum 24 de ore, Israelul a postat imagini cu militari israelieni aducând canistre de benzină de 30 de litri la poarta spitalului. Șeful spitalului a spus că nu poate lua aceste canistre pentru că Hamasul i-a interzis și i-a spus că dacă va lua aceste canistre cu benzină, motorină și celelalte necesare pentru generatoare, vor fi omorâți cu toții. Pe de altă parte, Joe Biden are în momentul de față o problemă electorală, pentru că peste tot sunt doar probleme electorale, Tudor. Asta e viața noastră din nefericire. Ce problemă? Pentru prima dată în istoria Statelor Unite există o majoritate anti-israeliană. Este radicalizată fie de către gruparea islamofascistă din Partidul Democrat, și nu mă feresc să spun asta pentru că una dintre acele doamne care este și congresmenă este anchetată de FBI pentru eventuale legături cu Hamasul, și alte doamne au niște relații foarte bune cu Qatarul, iar prin Qatar știm foarte bine că se face legătura cu Hamasul. Iar Joe Biden a fost chiar amenințat în urmă cu 2-3 zile de doamna Talib, sau cred că așa o cheamă, care a spus să ai grijă că la anul urmează alegeri.
Și ai grijă că musulmanii din Statele Unite s-ar putea să nu te mai voteze, dragă Joe Biden. Deci despre asta este vorba. Pe de altă parte, noi trebuie să ne uităm de unde am pornit. Am pornit de pe 7 octombrie de la un genocid comis de teroriștii Hamas. În momentul de față, oricine crede că Israelul se va opri din a elimina absolut toți teroriștii care au participat la acea operațiune, se înșeală. Nu ai cum să stai să faci pauze într-un conflict militar. Cu toate acestea, Israelul le face. Oferă câte 4 ore, 6 ore. Celebrul spital, Erșef, că tot ai vorbit de el. Una dintre laturi este lăsată în continuare liberă. Așa spun soldații izraelieni, da, că o latură e liberă, da, pentru evacuare, nu în caz de nevoie. Nu trage evacuare, nimeni, da. Da. Nu trage nimeni nimeni. Ori, din nefericire, cei care vor să plece din spital nu sunt lăsați. Pentru că așa cum în urmă cu o săptămână noi am văzut imaginile acelea cu civilii palestinieni mitraliați de teroriștii Hamas, cei care încercau să se refugieze în sud, exact aceeași amenințare există și aici. Și sunt foarte mulți oameni care preferă să rămână în spital. De ce e important spitalul ăsta? Pentru că între timp vedem din ce în ce mai multe surse occidentale care confirmă faptul că una dintre bazele rețelei teroriste Hamas este exact sub acest spital. Da, aici e o problemă. Pe de altă parte, armata israeliană, ministrul israelian al apărării Yoav Gallant spune că mișcarea Hamas a pierdut controlul asupra fâșiei Gaza și că toți fug spre sud. Și aici apare întrebarea, ok, putem să credem că Israelul lasă evacuările astea așa libere, fără să încerce să perieze și să vadă dacă nu cumva printre refugiați se află și acești lideri, dacă tot spune chiar ea că pleacă spre sud? Nu, cu siguranță nu. Chiar și cetățenii cu dublă cetățenie română, care au fost aduși din fâșia Gaza, au fost verificați inclusiv în sensul ăsta. Da, într-adevăr, situație greu de rezolvat. Cum faci într-o astfel de chestiune când însăși Hamas folosește civilii ca scut? Din păcate, într-adevăr, Israelul în momentul de față e clar într-o situație complicată din perspectiva asta în care nu e opinia publică, vedem chiar și occidentală care critică unele acțiuni militare pe care le face, dar în același timp ce poate să facă Israelul în condițiile în care acești teroriști până la urmă își pun proprii cetățeni sau proprii compatrioți în pericol. Ce constat eu mai degrabă este că totuși e în creștere un sentiment anti-izraelian. Din punctul ăsta de vedere, cred că Israelul pierde războiul mediatic. Probabil că câștigă, adică cu siguranță îl câștigă pe cel din teren, cu siguranță nu se va opri până nu va distruge Hamas, dar ca suport mediatic, cred că aici pierde războiul. Bun, și aici apare întrebarea, contează atât de mult, domnule Vâlceanu, în momentul în care pierzi acest suport mediatic, dar totuși îți duci operațiunea mai departe, o duci până la capăt, singurul risc cu adevărat, să zicem, palpabil, fiind pe termen scurt să mai intre cineva în război, să înceapă Hezbollahul cu niște atacuri, Iranul să mai facă nu știu ce, adică să se complice grav situația din punct de vedere militar. Din punct de vedere... Adminteri, faptul că nu mai ai sprijin mediatic și o imagine bună, nu știu, pe izraelieni i-o interesa foarte tare? Da, interesează, dar pe de altă parte nici n-au ce să facă, pentru că eu cred că conflictul a fost izolat. Nu, eu nu cred că mai există o posibilitate să se extindă la nivel regional. Pe de altă parte, să știți că din imaginea asta proastă pe care o are Israelul acum, fac parte și declarațiile lui Joe Biden. Cum să te aștepți ca Israelul să aibă o imagine bună dacă un aliat, da, Joe Biden, la Statele Unite, vin și spun mai ușor, băieți, mai ușor, că uite, nu e sunt prima prea multe... de săptămâni încolo, Biden, sigur, Blinken, aduceți-vă sunt aminte cu declarații critice. De la vizita pe care au făcut-o în Israel, au venit tot cu, domne, aveți grijă la civil, nu intrați până nu vă asigurați că nu sunt victime în rândul civililor. Adică lucrurile astea... Țineți-vă coloniștii exact, că ne creează probleme aceea, cu restul țărilor arabe. După care, tot ei au fost primii care au pus problema ce se întâmplă după. Ar fi o mare greșeală să rămâneți acolo. Aduceți-vă aminte. Adică, cumva,
de dă impresia că Israelul. Bun, e un risc asumat, acolo. E un calcul aici, polițistul bun, polițistul rău, dar până la urmă mergem împreună? Nu, no, no. Joe Biden e în campanie electorală, cel puțin până la, la momentul ăsta el e candidatul democraților. Bine, nici nu-l plăcea foarte tare pe Netanyahu înainte nu. De campanie electorală, nu. Fie vorba între noi. Nu, dar da. Oricum există critici la el în țară că nu a reușit niciodată să gestioneze astfel de situații. Și nu numai legat de ce se întâmplă în Israel. În general. Dar Joe Biden nu a fost un președinte american care să fi știut să gestioneze astfel de situații. Ceea ce n-am prea văzut la alți președinți americani. Nici ca vicepreședinte a fost. Da, dar măcar atunci era Obama care era mai... Păi da, Obama mai bun din punctul Obama de vedere. Măcar comunicator. Are retragerea dezastruoasă din Irak și apariția. E adevărat, e adevărat. Are niște probleme dar regiune, comunicator a fost mult mai bun, a știut să comunice. Aici da. Și nu un fel făcea de la America, a comunicat bine, dar a fost dezastru, adică Obama. Da. Obama da. Are imagine bună, deși a lăsat în urmă întrebarea e dincolo de fricțiunile astea, care să zicem că, mă rog, pot fi generate din rațiuni electorale. Dând nevoia de a exista mereu o contrapondere la niște acțiuni în forță, mai vii tu și mai ponderezi, mai zici, mai ușor și așa mai departe. Întrebarea e ce se va întâmpla pe termen lung, adică odată ce va fi lichidat Hamasul în forma asta, mă rog, cel puțin, ce ne așteptăm să se întâmple? Că aici apare rolul statului de drept, se calmează adică situația acolo. Cred, opinia mea este că Netanyahu va înfunda pușcăria până la urmă, adică doar din acum... Din cauza problemelor dinainte de... Da, din... Da. Cauza faptului că s-a ajuns aici, până la urmă. E unul dintre principale responsabili, să nu ne ascundem după... Cred că răspunsul care... depinde de cât de repede se va încheia acest conflict și dependența ca acest conflict să se încheie ține de echilibrarea câtorva puncte. Pe de o parte, cu terorismul ăsta nu se prea poate negocia. Pe de altă parte, sunt oameni folosiți scut uman pur și simplu ca o explicație a teroriștilor împotriva celor care trag. Pe de altă parte, este cheia asta politică a interesului celor care îi susțin pe cei din Israel. Da, Joe Biden are un interes electoral acolo care cred că contează mai mult decât realitatea din Israel. Cât de repede reușești și cât de bine să echilibrezi aceste puncte, cred că este ceea ce va decide cât de repede se va termina războiul. Bun, întrebarea era și ce se va întâmpla după, pentru că aici rolul Statelor Unite pare să fie esențial, nu? Ca și al altor puteri, dar în special Statele Unite. Adică se termină cu episodul ăsta, care va rămâne cu rănile astea extrem de adânci. După care ce? După care invazie? După care forță multinațională? După care... N-am intervenit mai devreme când ai pus întrebarea apropo de imaginea Israelului, dar izraelienii vin și spun așa, mai bine suntem criticați internațional decât să ni se transmită condoleanțe. Și pe urmă cred că ăsta e rolul unui stat să-și apere cetățenii. În ceea ce privește ce va fi după, noi am avut mai multe modele până acum. Am avut modelul din 2005 până acum, în care Israelul s-a retras total, iar în fâșia Gaza, la conducere a venit Hamas. Nu vreau să zic că aici acest va conta foarte mult implicarea Statelor Unite și buna relație, care acum pare că nu e Israel-Statele Unite. Primul președinte american după 48 care a avut relații proaste cu Israelul, nu atât din rațiuni geopolitice, cât mai degrabă din rațiuni ideologice. Barack Obama era un președinte de centru-stânga, Bibi Netanyahu era un președinte de centru-dreapta. De aici a plecat, plus că fix la începutul mandatului lui Barack Obama, Bibi Netanyahu se urcă în avion, anunță Casa Albă, vedeți că vin către voi, Obama l-a așteptat în birou oval, iar Bibi se așează lângă el, Bibi fiind deja un politician cu experiență, și ține timp de o oră jumate, două ore, o lecție de istorie lui Obama, care pur și simplu la el acasă timp de două ore, uite așa, a privit ca Ioana Petrescu și Victor Ponta pe vremuri în tavanul Casei Albe. Ori chestiunea asta s-a prelungit și la Joe Biden. Dar dincolo de asta, statul plus american, extremă dreaptă în cabinet, dar la dincolo de asta, și... dincolo de asta, statul american, vă spun să nu-și facă absolut nimeni iluzii. Va rămâne 100% alături de Israel, pentru că Israelul este singura democrație din regiune, este singura prelungire a civilizației euroatlantice acolo. Iar angajamentul pe care l-a luat lumea liberă după 1948, nu doar Statele Unite, și țările europene, după ceea ce s-a întâmplat după Holocaust, după moartea a peste 6 milioane de evrei în Germania lui Hitler, angajamentul pe care l-a luat civilizația occidentală este de a proteja statul evreu, care dacă vă uitați pe hartă, și am mai spus lucrul ăsta, este pur și simplu un bob de orez într-o mare de state arabe.
Deci statul ăla nu o deranjează pe nimeni. Ceea ce, vorbim despre faptul că Israelul pierde războiul informațional sau, în fine, războiul mediatic. Dar îl pierde cum? Pentru că dacă vă uitați foarte bine, cei care critică astăzi Israelul au criticat Israelul și pe 7 octombrie seara, în momentul în care Israelul nici nu apucase să ofere un răspuns militar sau orice fel de alt răspuns, în momentul în care Israelul își număra pur și simplu morții. Uitați-vă că atunci, din 7 seara, 8-9, au fost primele proteste pe străzile din Paris. Dar nu vorbim aici de proteste, nu vorbim de liderii politici, care liderii politici și Uniunea Europene de astăzi sunt mai nuanțați. Știi care este? Dacă sunt astăzi politician în Franța, dacă sunt domnul Macron, să zicem, și am, nu știu, vreo 10 milioane de musulmani, oare eu mai sunt sau nu îngrădit în politica mea externă? Și nu mă refer strict electoral, dar trebuie să ne gândim că din aia 10 milioane de musulmani, habar n-am statistica care e, unii, așa cum ne-au arătat în istoria recentă, s-ar putea să acționeze și altfel. Cum au acționat? La, da, nu este nicio să la Bataclan, de domnul Macron, care e și el pe curs de coliziune. Și a cerut scuze, păi nu că mai zis că Israelul, păi nu, a zis, sau mă rog, asta îi reproșeau israelienii, că Macron a spus că bombardamentele Israelului ucid civili în Gaza. Ceea ce sigur că e o realitate. Și apoi l-a sunat pe președintele Israelului și a cerut scuze, zis că nu asta a vrut să zică. Că s-a interpretat greșit. Da. Vreau să zic că pare din ce în ce mai multă lume într-o relație, mă rog, mai mult sau puțin tensionată. Susținerea pentru Israel nu va scădea niciodată. Dincolo de aceste discuții pe care există, dacă face bine sau nu, dacă ar fi putut interveni sau nu altfel, categoric nu va scădea. Sau și va trece dincolo de Biden, de un lider politic de moment. Asta cu siguranță urmărim ce se întâmplă. Istoria previzibilă înseamnă Statele Unite vor fi alături de Israel. Mulțumesc foarte mult tuturor. Știrile nopții imediat. Pe curând.